Ja, mir dat. Hallo, Tom. Hallo, Tom. Ce să-i faci, mă? Nu întotdeauna cum vrem noi, e cum vrea și netul ăsta. O merge acum? Merge, da, te văd eu, merge. Ia pe televizor. Da, mă. Salut, salut. Mi-a căzut netul, frate. Și eram în joc, intrat în maxim. Și nu mi-am dat seama. Nu mi-am dat seama că eram singur pe lume. S-a produs exact, Robert. S-a produs o extorsiune din cauza... Nu. S-a produs din cauza unui nor care într-o apă, din cauza care n-am putut să dorm cu nevastă mea în pat. Știu ce. Salut, Comi. Skyzone, salut din nou, de acolo de la capăt, boy fresh, merge, salut din nou, păi era frumos dacă nu îl întrerupea deloc, a fost doar un sughiț așa, dar l-a întrerupt YouTube-ul. În fine, asta e, se mai întâmplă, e bine că și-a revenit cum ar veni. Să pune și pe Discord. Cred că i-a tăiat băbiță curentul că n-a plătit berile. A zis de Discord. Adevărat. Păi plătește, frate. Ajung datorii. 68 de, da, și Robert zice 68 de milioane datorie. În direct. Și acum scriu. Am plătit tot. Tot. E ok. Paranteză. Vrăjeală ieftină. Vrăjeală. E... Nu știu scena asta dacă tu n-ai intrat în joc. Bine. Ce scenă să schimb? Ești cu ecranul negru, nu vezi? Nu e, din cauza că e joc în bară, spun eu. Oli, când mai ai din astea, de, te întreb de ce și astea, vii la mine, frate, că pe parte tehnică domin. Domin. M-au chemat ăștia de la Ferrari ca inginer, știi? De sunet. Tu îți dai seama să te chemi aia de la Ferrari ca inginer de sunet? Îți dai seama unde sunt, la ce nivel lucrez? Am zis. Okay, Ferrari face sunet? Face, dacă vrea să facă, face ce vrea Ferrari, că pe mai e Ferrari. Și ei, în caz, la departamentul de sunet, eu sunt, tata, am un birou, n-am ferestre. Și că o să facă și ferestre în curând. Și sunt eu, pe departamentul sunet, Ferrari, pe România. Am o... Mă rog, nu e mare. 3 pe 2. Marius, Marius Mocanu, mulțam, mulțam de abonare. George, mulțam. Jagger, mulțam de abonare. Bine ați venit. Am avut niște probleme tehnice. Mi-a tăiat, curentul la urecu. Dar nu e nicio problemă că am reluat-o. Am luat-o de aici, de unde era. Aici am ajuns. În pod, nu știu undeva, unde m-ați părăsit, că e vina voastră că ați plecat. Nu e vina mea, n-am nicio vină. Mai stau un pic și dau cu stopul să-l continui. Jocul ăsta mi se pare interesant. Dar aici am rămas. În pod sunt patru tablouri. Hexa, avem acolo cerc și avem și un rombi. Ăla e prioritate, vă zic de acum. Deci dacă vedeți un semn de prioritate. Îmi trebuie ciocanul ăla, mă. Mă întorc. Am prins Duffy, am prins live-ul de la început. Ce mișto. Adevărat că l-am prins de la început, normal, dacă s-a întrerupt. Hai să-mi bag ce l-am aspirat de ventilator. L-am văzut că se mișca și m-a luat prin... Nu eram... A luat o surprindere. Da, da, nu mă gândeam că se mai mișcă nimic în afară de mine în casa asta, dar... E clar că... Stai să-mi amintesc. Așa, safe. Uf,
Și am zis chiar că e... Dar la ce să-l, ce să-l las, mă, frate, din... Uite, am nevoie de asta. Îl iau cu mine. Mă întorc în... în pod, băi, frate, ho! Niște... ce mă uit eu înapoi? Ha? Știm? Am direct, știi ce zic, așa. Ba da, dar ți-am zis Marius. Nu cred că mi-ai zis numele. Păi, ți-am zis numele, dar vine și vezi că o să primești prin mail nota de plată. Dar nu-ți imaginezi, Marius, că era... Eu m-am apucat și zic oameni, lume de oameni. Vine, vezi că o să primești un e-mail și... și de acolo e pe pași. Introduci numărul de card, bla bla bla, toată povestea. Hai că știi. Nu e, mă, ciocanul, bă. Îmi trebuie o rangă, bă. De unde iau eu rangă? Că bâzie ceva sub patul ăsta sau în chestia asta. Bâzie, că m-a nebunit. Iau tabloul ăsta. Da, 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 am văzut. Cine e? Giovina. Mai avem o cheie aici. Mamă, 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 mamă. Cheie. Păstrăm cheia de la dormitor. Giovina, ce scrie aici? Maxwell 56. Ok. Păi și nu pot să-l iau? Ok, l-am luat. M-a omorât. Nu merge cu cheia, vă zic. Da, să nu încercați să cu cheia aici, că nu merge. Omul domină. Nu merge cu lopata, băga-n lopata, pe bune, frate. Bagi lopata, n-ai așa. Păi n-am rangă, asta e dufică. Dacă aveam rangă, spărgeam cât îmi lua, 5 minute. Am rezolvat astăzi o balamala, dulapul de la bucătărie, un cuier din ăsta de la baie, pentru că l-a rupt ăsta mic. Frumos, cu diblu, cu alea, făcut, dat gaură în perete. Am rezolvat și un dulăpior de sub cuptor. Deci chiar maxim 2 minute, dar n-am rangă. Aia e problema. Aveam rangă, eram... eram plecat de mult în sub cred că am văzut tot aici. Nu mai... ăsta n-am de unde să îl iau rotund. N-avem. Și mai avem un dreptunghi acolo. N-am de unde să le scot eu pe astea. Am și ăsta 43. M-a omorât. Nu știu ce să fac cu el. Dar sigur... avem o ușă pe undeva. Știi că se face o poză la semnul întrebării după perete. Păi am făcut. Nu i-am făcut? I-am făcut, asta e poza. Îi fac așa mai... trebuia chiar pe el. Ce se întâmplă? Stați un pic, că mă bag în colț aici. Stați un pic. 13.
Avem o cifră. Avem... Mă, la loc. Stați un pic. Asta e de la... Mă duc puțin până în dormitor, că nu mai rezist. Nu mai... Așa, bun. Adrian, am avut accident de mașină, uite-te pe live-ul de ieri, că spun, vorbesc de ăla, n-aș mai relua, ok, subiectul e închis. Mișto, Marius, zice, lăsă-mi și un bacșiș, doar le faci să-ți vii mereu. Am înțeles de ce, e cheia de la bunici, asta m-am prins, Don Juan, curul sau așa, nu, n-a jucat... The Quarry ăla. Mi se pare că e un joc promovat de youtuber care au fost plătiți, sincer. Da, poate să e nebun. Eu l-am văzut, nu mi se pare nebun deloc. Adică mi s-a părut promovat total aiurea. Adică mi se pare un thriller cu... Adică n-are nicio treabă cu ăsta, din punctul meu de vedere. Poate m-am uitat, chiar m-am uitat, pentru că am tot auzit, bă, e nenorocire cu ăla The Quarry ăsta. Și nu mi s-a părut nenorocire. Era bun un flex, Marius. Era PCH. Era vis un flex. Caută un gaură în perete și după aia fă poze la fiecare formă fără tablou. Ok, așa fac. Dreapta jos pe o cutie parcă era. Ok, hai să facem asta. Deci ai zis tu... Asta e gaura în perete. Asta e. De dacă vorbim de asta. Urmă avem tabloul ăsta. Urmă avem tabloul ăsta. Facem și lui ăsta o poză. Și aici avem altă vârstă, bănuiesc. Nu e vârstă, e 10 ani, n-are cum. Deci avem 13, 43, 10. Și asta? Ia, ce mi-e să mie din poza asta? Ok. Am făcut așa... Discord, da, am. Dacă intri în descriere, Marius... Am dat-o pe chat. Așa, sau cum a pus Wally, Discord, direct intri acolo, iar am amenajat frumos cu masă, cu mileu din ăla frumos, cu statuetă de aia, cu cal care stă exact cum trebuie. E frumos tare, trebuie să intri, neapărat. Discord în descriere sau aici unde a pus Wally, uite-l. Dai click pe el și te duce direct în clădire și aștepți pe hol un pic până când... te lasă oamenii înăuntru, dar bați de 3 ori și zici canar, ăsta e cuvântul ca să te lasă înăuntru. Crypto, salut. Dar ok, e în descriere, mulțam. 1, 3, 4, 3. Deci avem și 10. Robert, 1, 3, 4, 3. Mă duc la mamaie. Du-te la mamaie, a zis Domnul. Mergi la mamaie. Mergem. Păhărelul ăla de plastic.
Nici mă uit, nici mă uit. Nu mă uit, nu mă uit, bă, nu, să-mi bat picioarele. The 43-year-old woman we saw a woman was killed by a police officer. The 43 police officer. The 43 was killed. Gata, oprește-te, oprește, că nu, nu. Înapoi în barcele. Nu. Ia să vedem ce e și aici. Oh, dar cineva avea o mică obsesie, vă zic. Avea o mică problemă. Cineva... What a mess. The entrance key should be somewhere. Cineva avea o problemă cu ea însăși. Era mega fană. Ce avem aici? Spantie, bă, jocul ăsta, mă. Și ce să fac? Faci o poză la pat. Why would he keep all this? Da, poze? Facem poze, da, bă, bine. Mulțam, bă, mulțam de asta, că uit mereu cu aparatul. Nu e. Nu e treaba aici. Dar era un pic o problemă cu pastilele astea. Vă zic. Cataractă. Ce mai facem așa? A, tu faci mă așa, mă. Bă, să-mi bat picioare. Ok. Bravo, bă, nene, bă, cea mai bună decizie. Dark la Moon. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să fie casa, casă, să fie masa, masă. Miau, miau, ros, ros, ahua. Dark Moon, mulțumim pentru abonare. Ce că dacă ai un jurnal, îți face bine la creier? Deci... O să vedem cum merge. Azi am fost la o vânzare de vechituri aproape de centru. Am găsit o carte cu rețete foarte bune. Johnny a venit și el fericit cu o carte. El era extrem de entuziast. A doua zi a fost foarte bună. M-am trezit în mijlocul nopții. Iar... jur, ceva se colba la mine în colțul camerei. E, na. Ți s-a părut. Că vreți scrie o pancardă lângă șifonier să-i faci poză. Ei face, nu-i face. Păi nu-i facem noi poză. Nu facem noi poză la pancard. Ce faci? Pancard. Pancardă, unde ai zis? În șifonier. Lângă șifonier. Lângă șifonier, pancardă? Da, așa scrie chat. Ah, ok, da, era ceva. Una roșie. O fi bine, o fi rău. E blocat. Aici e o ușă, fraților. Vedem, glumim, dar... e o ușă. Bravo, bă, nene, bă, cea mai bună decizie luată. The Viper, The Viper, mulțam de abonare. Trebuie să schimbă sunetul ăsta. A? Ce zici? Ai ajuns să te sperii de la abonări? Ce-am făcut? Zic că ai ajuns să te sperii de la abonări? Da, mă, nu e bine, trebuie să schimb. Când joc de-astea de groază, trebuie să fie un altceva, trebuie să fie un ceva... Ripidă, poate să fie ceva frumos, așa. Poate să fie. Poate să fie. Ceva, o voce suavă care zică, vezi,
Vezi că a mai venit un abonat. Dacă că e, nu cred că ajută voce suavă. Sau melodia. Suavemente, avocado, sau cum era melodia. Uranus, Neptune. Am luat. Nu știu aici cum e. Oricum am nevoie de trei bucăți de-astea. Ia-le. Le-aș lăsa aici, sincer, ca să nu mai umplu inventarul cu ele. Oricum de aici sunt, asta e clar. Și mai trebuie una. Nu? Zic rău? Nu știu dacă doar ție ți apare scris în ceață. Ce scris? E continuare din alt... nu, ce spune cineva? Stai puțin, Robert. Da, Emanuel, sunt ok. După cum vezi, fac live-uri. Dacă nu eram ok, nu eram în live. Eu sunt ok. Toată lumea e ok, de fapt. Toată lumea implicată. Toate persoanele implicate. Spune cineva... ia tablourile de pe perete. Da, asta urma să fac. Salut, Aul. E continuare de la 1, pentru că mi-a căzut mie netul. Ca să ne înțelegem. Continuarea live-ului pornit în seara. A fost mai devreme pornit. În fine. S-a întrerupt curentul. Și acum am luat de la capăt. AC Gaming, salut. Mără zicea. Numai mie mi-apare în ceață scrisul de la joc mai devreme, mă rog. Așa. Robert, dacă m-ai pus cu toate sunetele alea, nu mă, cam seacă. Să-mi ziceți dacă... Asta zic Johnny. Nu Costi, bine gândit, asta zic. Scap de ele, că mi-e umplu, bă, da, mai am eliberat un pic aici. Am 5 din 8 acum. Am... Doar să găsesc lucruri. Fac poze, fă poze la pat, am așa. Macartă de lemn de lângă șifonier. Deschis setarele și dulapurile. Jesus, le fac pe toate. Mișto grafica și eu sunt total de acord, Alex. De la abonare, da, trebuie schimbat un pic abonarea. Mai ales când jocul de-astea trebuie schimbat. Nu știu, trebuie să mai... Trebuie să mai pun altele. Da, trebuie să facem alta, nu știu, ceva finuț. Ceva altfel. Nu știu. Deschide dulapul blocat ca să poți. Ca poți. Trebuie luat. Încă două, unul mai trebuie mără. Ar trebui să le aranjez. Păi da, oricum nu le am pe toate trei. Ce să mai îmi bat capul cu asta? Mai am nevoie de unul. Deci dacă aranjez astea. Deschid ușa asta, asta e ideea, nu? She was so sick. Jesus, ce asta? O cataractă, chestii. Cât avea? Left eye 87%, 95% right eye. Dreptul era semi plecat, cum ar veni. Stai puțin. A zis voi să fac poze la pat. Am făcut, frate, deci uite, deci mai cum să-i fac altfel?
sunt sunetele astea, mă. Bă, bune. 7000 de poze am făcut la. Mai multe pastiluțe. Bun. A, Naked, uite mă, a venit Naked cu noi. Find love in your city today. Nice. A venit, salut, Naked, ăsta. A fost gat. A fost, s-a dus, a plecat. Normal, că reținea mă, el trebuie să meargă în lume, mai departe. Să ducă și pe la alte. Să se ducă și pe la alte persoane, să, na, împrăștie dragoste peste tot. Fă poze la ușa aia. Ce ușă, frate? A, asta. A, da, corect, bravo. Băi, Doan, mulțam. Băi, uite că mecanica e asta cu pozele vieții. Mulțam, Doan Juan. Mamă, ce mă... Am făcut poză. Mulțam. Da, Mac, au venit băieții, că na. Dacă ne-au prins la ora asta, au zis, bă, ăștia, ce ori căuta ei aici la ora asta? N-au cum să se joace un joc. Am jucat Resident Evil 7. Ăsta înseamnă... 7-le ăsta, Village-ul? Nu, ăla e 8. 7 jucat decât un pic aici. Am jucat 7 un pic, da. Așa e. 7 la care le jucat cu Bobo. Da. Și cred că femeia asta era trapper. La câte pastile l-a vânat. Femeia era pe trap, frate. Cu dădea pe flow. Ai dreptate, Dufy, ai dreptate. Mai sunt pagini. Azi am găsit toate bijuteriile mele aruncate prin cameră și inelul meu de logodnă în ghiveta de la bucătărie. L-am întrebat pe Johnny ce căuta, dar el jură că nu fură și dar l-am prins cu rațan la boca. Trebuie să-l ducem iar la culcare pe Johnny. Cartea pe care i-am cumpărat-o e de doar coșmaruri. Trebuie să admit, e puțin înfricoșătoare. Miau. Mai departe. Și de la rugată, eu am văzut că e inelul, Johnny nu era acasă. Unul a fost ciudat, e nebun la cap. E clar că noi suntem cu capul de ce ceva. Ce ușurare, am găsit inelul în camera lui John. Nu știu ce să mai cred, nici eu. Azi, n-am putut să dorm deloc. Nu, ce să, eram, în fine. Doctorii au zis că am pierdut 40% din vedere. Săptămâna asta mi-e greu să citesc, să scriu, să mă uit la TV. Chiar dacă mă gândesc la... chiar să mă gândesc la alte chestii. Să șterg pupilele din ochi. Nasol. Am strălat de medicamente. Mă spor ce se întâmplă, extrem așa, bla bla. Nu mă supăr durerea, Doamne ajută, te rog. Așa, sunt foarte speriat, știu că vine cineva în... Că e cineva în casă trăind cu noi. Dar nimeni mă crede. Nu știu că adevăr. Sunetul ăsta 3D cremă. Am auzit, iarăși am auzit pe cineva în casă, am pierdut 80%. Nu mai contează, nimeni nu va găsi oricum. L-am ascuns sub
ascuns sub. A, ce drăguț, acum am văzut asta. Fiecare scrisoare, își pierde vederea, vezi? Și se observe asta pe scris. Nu sunt în siguranță aici. Deci am ascuns sub pat. De ce nu e simplu, mă? De ce nu e simplu? De ce e complicat? De ce nu e simplu? De ce e complicat? Mă întreb mereu. Iarăși a venit Naked. Bine ai venit Naked. A, l-ai dat, l-ai împins. L-ai împins afară. Cataractă. Da, da, e blocat ăsta. Asta. E blocat, scrie în română aici deasupra. Darius, mulțam de abonare. Știi? E blocat și pot să dau cu ciocanul, că sunt nebun, eu nu știu de asta. Eu nu, la de-astea știi cum sunt. Așa. Cuare e în vogă, știu. Am zis mai devreme ce părere am eu despre cuare ăla, mi se pare. Dar poate greșesc. Oricum 60 nu face, din punctul meu de vedere. De euro. Să știm. Așa. What are these things? Eu știu ce-o fi, poze. Așa. Te-am mulțam, Don Juan. Matei Andrei. Maria, filmăm de undeva din august încolo. Nu are iris. Da, nu mai are iris, sigur, Mac. E iris, irisless. Da, l-am deschis. Păi zi, mără, unde găsesc ăla de deschide ușa? Bravo, bă, nene, bă, cea mai proiector, Alin. Alin Mitra, mulțumim de abonare. E un de la de arată poze, dar nu știu cum se numește exact. Adică, ăsta, am zis, proiector. În costivă de povestitor. Da, m-am citit All Games for Free. Spunea că e ascuns undeva. Undeva ăsta mă omoară. Da, o să joc Pure Panda. Joc Modern Warfare, am dat pre-order. Modern Warfare 2. Claro que sí. Claro. Claro que sí. Nu e nicio problemă. Owl. Owl C. Acum ai grijă. Gata de joc. E vergen. Aia din partea alaltă m-am crispat. Am crezut că e perna care îmi vorbește. Să-mi bat picioarele. Dă-te și caută îngerul. Da, ok. Du-te și caută îngerul acum. Și te duce la proiector. Trebuie să ies de aici. Lângă statuie, sub ceva. Du-te la statuie. Mă duc, o să mă duc, stați un pic. Gata.
Hai să mergem la statuie. Hai să mergem la înger. Hai să mergem undeva, frate. Hai să mergem. Am nevoie să merg la înger. Am nevoie de un înger în viața mea. Scuze. Scuze că toată mai când mi-e frică, când mi-e teamă de... nu mai e îngerul, fraților. Hai că... Hai, lasă. Nu vă spărați. P27 Cezare. Vedeți că ați lăsat îngerul, dar nu-l mai găsim. Înger, îngerașul meu. Unde ești? Unde ești, îngeraș? Nu? Dacă mă prefac că sunt pisică. Nu? S-a dus în pod, e chill, e chill. Îngerul s-a dus în pod, vă zic eu. M-am luat după semne, frate. What? E deschis acum, da? There's definitely someone here. Gata, am văzut îngerul. E ăla acolo, uite. Ăla. Închide. Închide, gata. Asta a fost, s-a terminat jocul. Vă mulțumesc foarte mult. A fost interesant. Pure Panda, cred, sper să fie bombă, că de-aia am dat pre-order. Da, GoXLR, dar poți să iei varianta mini GoXLR dacă îți plac efectele. Dacă îți place... Stai puțin, că nu știu de ce mi-a... Mie, îmi schimbă el vocea și pot să fac așa, ce pot să fac, așa. S-a terminat? Șmecheria. Da, e foarte drăguț, îmi place despre el și pot să fac și d-astea. Și poți să faci d-astea. Și poți să faci d-astea. Și poți să faci... Miau? Și poți să faci... Miau? Știi? Miau? E chiar e cum îmi place de el. Hai că ne-am luat cu ăsta și... N-ai uitat să intri în cameră. Înger? Iau și eu caseta asta de aici. Stăm cu minți, da? Mă apucă rotește. Caseta 2, exact. Încoace. Dă-o încoace, stai acolo, nu te mișca, nu fi nebun. Dă-mă caseta aia, mă, ce are, mă, numai. I-am făcut poză. Se aude muzica mai tare, de ce? Por qué, Maria? Por qué? Nu mai pot să iau căstea aia de jos, nu știu. Vreau să ascult, că poate era... Bă, să-mi bag cele, mă pregătesc. Că să... Ai, să-mi bag picioarele, a plecat în spate, bă. I-am făcut poză, m-am panicat, scuze. Scuze, chiar m-am panicat, i-am făcut poză. Tu îți dai seama dacă... Dacă ți-e frică de o statuie, frate. Deci am ajuns, eu care dominam, am ajuns să-mi fie frică de statui. Fii atent că dacă mai faci o de-asta... Ia... Mă, că nu mai pot să-mi bag cele. Chiar mi-ai dat seama că închizi live-ul în halul ăla.
Da, merge. Ajută un Go XLR. Dar cred că after that, cred că poți să cumperi un soft și poți să modifici din soft. Știi? Adică nu neapărat ăsta, că nu știu dacă pe ăsta e fain, da, că poți să ai control. Știi, în sensul că poți să tai jocul, spre exemplu, știi, și ai o apăsare de buton și ajută când faci stream-ul. E mult mai simplu. Adică cred că schimbarea poți să o faci din softuri, nu neapărat din nu trebuie neapărat un mixer. Zic și eu. Mamă, cât de sfec. E Caterinca la modul că face, na, panoramă de asta. Putus. Trai să-mi bag cele ulei. Ah. Ce-a făcut eu când am făcut? Ai respirat, ai făcut ceva în plus. Ești nebun? Hai mă, du-te mă de aici că plec. Să-mi bat picioarele că plec. Bă, du-te bă că nu poți să faci un joc așa de mișt. Ce cauți pe camera? Dă-te jos. Dă-te jos. Ce cauți acolo? Ține. Te-a urcat cu picioarele pe... Ce trebuie să fac aici? Hai mă, nu cred mă. Nu cred mă. Nu cred mă. Nu cred că mi-a făcut-o pasta. Problema e că o să-mi apară în spate, știu asta. Știu asta deja. Nu pot să iau ăsta de aici, discul ăsta să pun și partea aia, că chiar mi-a plăcut muzica. Piano is blocking the front door. Au pus cineva piano în fața ușii, mă? A nebunit lup. Înger? That fucking statue. Da, știu, bro, știu cum... Nu mă, stai liniște, de ce spui asta? Nu închid, nu închid, că poate trebuie să fug. Relaxat? Gândim pozitiv? Vai de cap, ce aia, mă? Vezi că ai în baie o pată roșie, că e o poză la aia. Da. Ce fac, ce fac? În baie o pată roșie? Mhm. Da, asta nu mă interesează neapărat, trebuie să le colectez și eu nu sunt... Eu nu vreau să... Mie nu-mi trebuie... Eu nu știu ce e aia. Hai să vedem... Bă, bune, m-aș duce de curiozitate să văd cine e, ce e asta. E o persoană? Sau e un ceas? Să respire, mă. Să respire în jocul ăsta. Ah, ok. E tot ok. E ok. E doar un ceas. Cumva. Cu umbre. Cu ceva. Hai să-mi las că venim mai târziu.
Hai la proiector să punem diapozitivele. Și... păi și nu pot să le... așa. Ok. Ok. Și... bunica, bile, cad pe jos bile. Să-mi bap cealaltă că mă omoară zon. These photos are pretty old. Ok, și ultima poză. Fuck, ce se întâmplă? A luat o razna, bă. What the fuck? De ce facem asta așa? Grandpa never got over her death. 1968. Jur că nu pot să mă concentrez, trebuie să fac ceva aici. Mă omoară chestia asta, bă. Mă omoară psihic să-mi bap. Jesus Christ. Stai puțin, mă. Ce? Stai că mă uit un pic. Stai, nu pot să stau cu zgomotul ăsta, că mă face rău. Îmi face rău. Este că a venit și Cristi. Așa. Trebuie să faci poza la poza de proiectul care arată. Da, da, da. Vreau să fac asta, dar mă Cătă, mulțam de abonare. Ce zici tu? Zice să te întorci înapoi în cameră. Da, la o poză la proiector. Da. Da, știu, da. Dar face urât tare. Știi? Asta nu-mi place. Mă... hai să-mi bag cel că am observat dacă se mișcă ceva de ventilatorul, bă. E acolo chestia. Asta, mă. Hai să-mi bag picioarele, bă, hai de capul meu. A venit la aparat. Avem și ordine. Ia asta de aici. Da, am făcut asta. M-a rupt statuia Dufy, da, mă, să bag picioare. Două, Doamne, iartă-mă, statuia. Bă, și o statuie, bă. Adică, cine m-a întrebat cum mi se pare jocul? Bă, dacă ajungi să te sperii de o statuie... statuie, e frate. Bine. E bine rău de tot, frate. Înseamnă că oamenii au apăsat... apasă butoanele alea, fix butoanele alea care trebuia. Ciudată umbra asta, cumva, pentru că sursa de lumină e de sus, cumva, se creează acestei... Ok, bun. Unde sunt pozele? Dar unde? Ordinea,
Ok, hai să intrăm aici, că mai era, am uitat, uitasem de... Grandpa's office. Avem un safe aici. Facem o poză la... Uite, tabloul ăsta trebuie să-l luăm. Ok. Avem poză. Ce? Poftim? Poftim? Scuze? Băi, n-am făcut eu ceva? How to contact the dead? All this time, we thought he went mad. But he only wanted to talk to her again. Oh, bunicul vrea să vorbesc cu bunica. După. După moarte. Dacă ai nevoie de combinație, știi unde o să unde o găsești. Și un ceas cu ora 10. Nu știu aici. Ia zi, spune-ți care e codul. Spune-ți care e codul. Nu, Ionuț, nu merge moneda aia în ceas. Aia trebuie să o punem acolo în camera mică unde. Nu merge, fii atent. Acum am stau cu grijă că vine statuia. N-are treabă, trebuie să punem acolo în perete, să deschidem ușa aia din camera bunicilor. Avem și ordinea planetelor, e ok. Dacă știi, hai să-mi bat picioarele, bă. Bă, cum se joacă, hai că dispare. Dacă mă rutesc, dispare. Dacă mă rutesc, dispare. Bine? Tu ai vrut-o. Atunci închid ușa și să vezi balamuc ce-i dau la, ce-i dau la statuie. Iată. A, nu mai. Vezi? Vezi? Vezi cum o ameninți? Cum? Dispare. La safe verde, gata. Mulțam. Mulțam, Robert. Ok. Păi și cum bag eu 31? Vreau serios? E glumă? La safe-ul ăsta verde bagi codul 3128? Lipește urechea de safe. Adevărat. Three left. Înțeleg cum deschid astea, mă omoară. 9 left, 11 right, 5 left. Pa bune? Trebuie să nu merg liniuțele, da. Cum e liniuța? Liniuțele mari? Nu, liniuțele mici. Unde e liniuța mare sunt 5... 5 bucăți? Da. Păi și cum dai 9 dacă sunt 5? E ca la ruletă. Dai 9 pe... A doua liniuță mare, penultima, aia mică, știi? Eu nu pot. Nu merge să dai la aia mică? Nu, doar din 5 în 5.
Știi ce zic? Încearcă cu 3 left, eu încearcă 3 left. Nici nu știu de când se pune mecanica, știi? Se pune de la prima rotire, ar trebui. Trei la stânga. Duțu, mulțam. Mulțam de abonare. Aici din 5-5-5. 2-3 stânga. Dreapta 12. 8 stânga. Așa, 3 am dat stânga. 1, 2. Ai, bravo. Deci 3. Invers. 1, 2, 3. Una. A, teste câte să pun. Am dat mouse-ul pe. Nu știu cum se numește chestia asta. Deci 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. E 9-11-5, eu încearcă 9-11-5. 9-11-5. 9 stânga, dreapta. Păi nu știu că așa scrie, 9-11-5. 9-11-5, gata. Stânga, da. Cinci. Hai, mă! Deci, nouă. Mai încerc o dată asta, 9, 11, 5. 9 stânga, 11 dreapta. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5. 4 stânga, 12 dreapta, 8 stânga. 1, 2, 3, 4. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ia vezi ce e pe el acolo, că văd că e un carnet pe el acolo. Pe ăsta? Da. Îți zice treaba aia cu dacă vrei combinații, știi unde să o găsești. Unde să o găsești? 10. Bravo, bă, nene, bă, cea mai bună decizie luată pe anul ăsta, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să fie 1, casa, 2, casa, 3, să fie 4, masa, 5, 6, miau, miau, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Stai. Trebuie să găsești toate notițele înainte să-l deschizi. Toate notițele astea? Cred că da.
Și nu putem să sărim peste pasul ăsta? Nu. Hai să mergem mai departe, știm că sunt aici. Da, doctor, sunt încă... Te duci la ceas să faci o poză. La ce? La ceas. N-am... Ce ceas, ăla de pe hol sau care? Cred, să pui orele, să pui primele două... Apoi ai 8 la stânga de pe carnetul de la baie, cu 8 left. Hai să rezolvăm statuia aia, nu știu. Hai să-mi bag. Mamă, să-mi fut una. Uite, cum a fost. Vezi că ai găsit un ceas mic de buzunar cu o canapea. Da, l-am găsit. Și da. Că ăla e codul. Du-te la ceas. Stai, frățică, tu nu vezi ce... Am văzut, da. Statuie, salut, statuie. Ești mai ok? Nu mai, că a plecat iarăși, e nebună. Păi, sunt papucele, dacă aveam... Păi, ești nebun. Nu mai știu ce era, nu mai știu, nu contează. Hai să mergem aici, ăsta e ceasul. Și ceasul arată 9 12. 9 fix cum ar veni. Și ăla de pe hol arată 9 12. Ce cu ceasul ăsta? Vezi că găsisei tu un ceas de mic de buzunar pe canapea undeva. Ăla e codul. Du-te la ceas. Adică 9 12 9 stânga, 12 dreapta. Ai la bunici. La ceasul ăla cu umbra ciudat trebuie să mergi. Hai să terminăm puzzle-ul de la bunici și rămânem, reținem asta cu... Deci ceasul de ăla cu umbra ciudat și ceasul ăsta arată același lucru. A, nu mai arată același lucru ceasul ăsta. Arăta 9 înainte. Arăta ce arăta ceasul mic. Acum nu mai... Bunici, unde erau bunicii? Unde... A, trebuie să mergem puțin până pot, să mai pun un tablou. Să eliberez și treaba asta. După aia mergem la bunici, rezolvăm puzzle-ul de la bunici, intrăm în camera aia, ne întoarcem și... Ceasul e mic aici. Rotund, aici. Nu. Auzi ce zbiară și aia. Avem și caseta asta, dacă vrem să o ascultăm. Ascultăm... Unde e, mă? Unde e tablul? O, aici. Stai puțin. Nu, stai puțin că... Ok, și mai avem nevoie de unul singur hexagonul ăsta de aici. Și aia țip în continuare acolo. Bunici. Tony m-a rupt, nu că... Deci m-a rupt. Nu că-ți face pielea de găină, m-a rupt. Păi nu i-am făcut poză. I-am făcut poză, Robert. Eu așa mi-am amintesc, fii atent. Ceasul ciudat, da? Să-i fac poză. Eu așa mi-am amintesc că i-am făcut poză, nu... Uite, fii atent. Uite. Poate mai de aproape, asta zici? Ok. Statuie? Nu mai e. Aici e gol? Da, e gol. Deci chiar e gol. Bun, merg după aia și fac o poză și de acolo, că s-ar putea să nu fi fost în punctul ăla. Și a zis voi de baie că mai e aici notița asta. Four left. Four. Acum nu știu ce combinație. Avem 8 la stânga, 4 dreapta. Așa seamănă ăla. Nu, asta zic. Zici tu că e 4? Da, așa ar seamănă. Ok, hai că mergem și la aia. Cine a zis? A zis cineva o combinație aici?
Vedea ce să cumpăr ce trebuie să mergi. Da, nu, la stânga, duci pe la dreapta, 8. La stânga. Acum ce fac? Unde să mă duc? Să mă duc la bunici? Să mă duc la, înapoi la ăla? Hai că ne toacem la bunici. Hai să mergem înapoi la safe-ul ăla, poate, poate sărim. Deși nu cred că am găsit toate. Băi, sunt 3 stânga, 12 dreapta. Deci sunt... Le încerc pe toate, dar ideea e că o să mai zice ceva în chat și o să... Și o să ducă toate combinațiile astea în sus. Te duci? Bine, fii atent, că iar fac scandal. Închid asta, să vezi balamul ce-ți dau. Aia zic. E frică, mă, dacă închid ușa, e frică statui. Imediat, mă întorc. Hai să încheiem asta că suntem chiar aici. Nu, stai. Să le luăm. What? Așa. Ok, bun. Hai să vedem poza. Poza. Aici. Ăsta. Și avem așa. Prima planetă, a doua. Bun. Unde era? Acum era poza? Nu e bine așa? Nu, nu e bine. Albastru. Prima trebuie rotită. Dar asta e bine? Aia era bine, da. Eu așa... Aia e bine. Cum o rotește asta? A, rotește, mă. Gata. Acolo. Dar și cum o rotește? Păi... Așa, mă. Dai pe ea și dai rotește. Așa e bine. Da, dar nu reușesc să rotesc, că asta e chestia. Știi ce zic? Am un buton sub ele, bravo. Să-mi băia picioarele, măli, băi! Era un buton sub ele, mă! Și încercam să le rotesc, că mă imagineam că poți să le rotesc, să le pui din prima, adică... Da! Ăsta e bine, ăsta e... Așa era. Mamă, te doare cap. Bine că ești la ora... Pe ultimul.
Pe el am greșit. Serios? O să vezi tu că eu sunt în viitor. Laurențiu, mulțam. Mulțam, aia cu butonul de sub ele, jur că nu puteți. Aici opream jocul. Nu e Ubi. Ubi nu era din notițe, era un buton sub ele. Sub discuri, da. Nu le-am văzut nici să mă bați. Stăteam ca nebunul, deci învârteam aia în mână până când hexagonul. Sigur. A, ce ai zis tu? Până să rotea aia singură. Da, da, da. Bun, și avem și hexagonul. Și ăsta are ceva scris. 68. Ok, îl luăm. Avem și aici o ușiță. Avem aici. So grandpa tried to contact grandma with this thing? Is that blood? Amprenta lui în sânge și bănesc că luăm sau nu? Dar de ce nu pot să-l iau? Ianis, mulțam. Răzvan, mulțam. Scor 1, mulțam. Mulțam de abonare, mulțam. Bun, avem hexagonul. Am luat asta, chestia asta nu pot să umblu la ea, ați văzut și voi. Deci nu e chiar. Nu am ce să. Amprentă în sânge și bunica, pentru că bunicul încerca să vorbească cu ea dincolo. S-au aprins lumânările astea. Care-i faza, frate? Ce trebuie să... Nu! 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 Să-mi bat pe cele, nu? Bun, deci nu trebuie să plec de aici. A plecat statuia oricum. Hai să-mi bag picioarele. Valk, Valk, mulțumim de abonare. Bun, eu plec de aici. Robert, cred că așa o să mă las de fumat. Oricum mă bate gândul. Da, m-aș duce să trag o pipă, că acum că mi-a amintit. Fă poză, Don Juan, zi-mi tu la ce să fac poză, că eu nu am făcut la pat, mai pot să fac o poză aici, că nu mă deranjează. Ce, că să mergi la al doilea dulap? Băi, cum e jocul ăsta, mă. Am fost aici, îl știm pe al doilea dulap. Ești poză. Bă, dar mă omoară statuia, să-i fac poză la la al doilea dulap? Da. Și să-i fac poză și lua asta, că m-am enervat acum. Ia și tu poză, că mă...
Vreți zi scuze, nu mai zic de fumat, dar mamă ce ar merge acum. Mergem în pod. În pod, ok. Bravo, bă, nene, bă, cea mai bună. Fabian, mulțam de abonare. Să fie casa, acasă, să fie. Dacă la ora asta... Bravo, bă, nene, bă, cea mai bună decizie. Lasă oficial. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulți ani de abonare. Să fie casa, acasă, să fie masa, masă. Miau, 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 rof, rof, ahua. Să-mi bă picioarele, nu mai pot, mă, mă face cu capul să-mi bă picioarele. Da, hai să-mi bag, e holul, ok? Hai să-mi... Aolo! Trebuie să fac o poză, eu doamnă drăguță după colț aici. I-am tras poză, trebuie să vedeți. Șmecherie. N-ai cum așa ceva. Dacă am luat tot din dulap, nu mai știu. Ubi, dacă am luat tot din dulap. Fiți atenți aici, după colț. Și fiți atenți cum o ard eu la fazele astea, ca să ne înțelegem. Ea e acolo, ne așteaptă. Da? Să ascultăm și caseta aia, că mi-am amintit. Fiți atenți. Deci asta ne așteaptă după colț. N-apare în poză. Mă duc peste ea. Hai mă, ce se poate întâmpla? Hei, salut! Pod. Mă duc în pod. Mă duc în pod, că nu mai am, gata. Eram pregătit atunci, acum nu mai sunt pregătit. Nu mai știu dacă am, Ubi, dacă am luat tot din dulap. Nu mai e statuie, era o doamnă mai în vârstă. A zis, să-mi curgă sânge din nas, o fi de bine, o fi de rău, vedem. Florin. Mireasa. Marius. A zis, Mireasa. A, mai avem unul dreptunghiular, mă. Le-am pus pe toate la locul lor. Mai avem un ceas aici. Păi sunt cu voi aici, Marian, de-aia pot să joc asta, altfel solo, niciodată, tati. Cum te joc așa cu voi în chat, n-ai sens că e singur. Te sperii, dar îți revii. Știi cum e? Solo cu lumina stinsă. Cum? Solo și cu lumina stinsă. Nu merge solo și cu lumina, adică, bă, pentru cine vrea să facă actul ăsta de... E sadism, e sadism mental ăsta, dacă pot să-i spun așa. Bă... Da, pe bune. Da, am doar 4 tablouri, Don Juan. Aia e chestia. Aveam senzația că astea erau toate. Dar de fapt, stai puțin că aici nu pot să pun tablou. Sunt 4, ce mai avea nevoie de vreunul? Știi, nu cred că mai am nu mai am unde să pun alt tablou. A, la toate apare simbolul ăla. Știi? M-am uitat.
Bun, ce mai aveam noi de făcut? Că e clar că aici nu mai e. M-am uitat pe... Nu mai știu ce aveam de făcut. Ce aveam... am luat tablourile astea mie, mi se pare că ar trebui să fie gata. Aici îmi trebuie ceva. Da, nu merge asta. Hai să ascultăm caseta, corect, bravo, bravo Laurențiu. Așa exact, le-am pierdut șirul. Hai să mergem să ascultăm caseta, vedem ce zice bunicul, bănuiesc, sau tata. Acum știm că avem și bestia aia prin casă. Statuia a venit aici. Ăsta ne arată cât ne arată. Cum ajungeam acolo, nu mai știu. Stai puțin. Caseta aici. Bun, atunci Costi, eu te las, mă bag în pat. Bine, la tine. Ok. Și ne auzi, dacă e bine, dacă ești pe zonă, n-ai treabă, n-ai... Da, Oli, da. Ok. Clar că te. Bine, salut. Salut. Noapte bună. Și caseta o ascultăm aici. Ok. Hai să vedem ce zice. From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to a human, it becomes a parasite of sorts. Este că asta mă ascultă. From the host until it... Ok, nu asta. Asta că aia m-a ascultat-o. Asta. Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. Victims of these wicked possessions are subjected to a departure. Băi, acum am văzut câte ceasul, măi, are dreptate, Wally, de s-a retras. Lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time, perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations occur inside the mind or if the host is physically taken to some alternative reality. Bun. Facem așa. Mai stau până la ora 3. Cred că o să forțez și mâine un live pe seară. Pentru că dacă sunteți pe zonă și vreți să veniți, aș băga și mâine, pentru că aș băga și mâine. Și asta o să-l redenumesc, o să-i spun partea a doua, deși am făcut două live-uri, cum ar veni în acea zi. Merg până la ora 3, dacă mai stați și voi pe zonă, adică jumate de oră, și o dau cu stop acolo, că deja am pe retine și am senzația că lucrez eu împotriva mea, cum ar veni. Așa. Oficial e complicat tare de jucat, de explicat, dar pe scurt așa aș putea să spun că băiatul ăsta a fost cumva, nu știu cum să-ți explic povestea, e complicat tare. Ideea e că, nu știu dacă te ajută cu ceva informația asta, că tatăl acestui băiat cu care jucăm noi, din perspectiva căruia jucăm noi, credea despre noi, cum ar veni, că suntem posedați. Și până acum să însemne cumva că am fost posedați.
și nu știu foarte clar ce s-a întâmplat cu ceilalți membri ai familiei, dar e clar că nu s-au întâmplat lucruri bune. E o casă, nu cred că e casa bântuită, sau și casa e bântuită și noi suntem bântuiți. Seiful verde la ceas. Ovidiu, mulțumim de abonare. E complicat. E o poveste mega ultra stranie. Așa un fir. Noi încercăm să descoperim ce s-a întâmplat, dacă să dăm de cap, să ducem până la capăt misterul, să înțelegem care e povestea. Cred că asta e ideea cumva. Ne-am trezit în această casă sau ne-am revenit? În fine. E complicat. Seiful verde. Da. Fiecare tablou are un an. 33, 68. Tu faci poze la locurile tablourilor și le pui după numărul de pe perete. Și data de pe spatele lor. Aha. Ok. Înțeleg ce spui. Ne întoarc. Să-mi bat picioarele. Și asta e o statuie care ne urmărește prin joc. Dacă clarifică cu ceva oficial. Am zis. Încerc să te ajut cumva, că înțeleg că nu înțelegi, dar nici eu nu înțeleg totul foarte clar. Încerc să-mi dau seama pe parcurs. Înțeleg ce spui, Don Juan. Ai dreptate. Adică întâi ar trebui să avem fotografiile, de fapt, de pe perete. Și aici, dacă nu greșesc, era 10, spre exemplu. Și tablou are pe spate 33. Dar nu se pupă treaba, să știi. 33. N-am nici... Ia, stai puțin. 38. I need to make room first. Și avem așa, îți spun eu, aveam 10, 13, 43. Înțelegi? Marius, o să joc și Warzone, că îmi place. Dar când o să termin cu jocurile astea. Da, am înțeles că nu mă interesează. Forma, am prins ideea. Pe Steam o să pun în Discord acolo, o să mai pun, deși e prin mesaje, dar o să pun în Discord. Intră și tu în Discord, intră acolo frumos, e acasă la Costi, frumos aranjat cu de toate și o să anunț acolo. Dacă eu mai întreb pe Discord odată și îl pun acolo. Cred că fix Costi, cred, sau Costi simplu cu cât mare, dar până la, mi zice. Hai mă, că de 3 secunde am rezolvat-o, stai puțin. Steam. Friends. Uite că sunt deja. Cozy. Info. Bazooka. Am dat. Confirm. Am confirmat. Copy. Uite, caută-mă cu ăsta. L-am băgat acum, îl bag în care și-am făcut chestia asta. Bang. Paste. Codul de pe Steam. Și mă găsești cu ăla. Îmi dai și îți dau când ajung să reintru din nou în Steam. Așa, bun. Mă întorc la ăsta că sunt curios. Deci ce a zis voi? A zis, da, nu mă interesează. Fiecare tablou are un an, 368. Faci poze la locurile tablouri și le pui după numărul de pe perete și data de pe spatele lor. Nu te interesează forma? Ok, asta am stabilit. Ok, stăm. Ok.
Hai să cutește să-ți dea 43. Nu am făcut poze? Cum n-am făcut poze? Hai mă, du-te mă de aici, mă disperă statuia asta. Ce are mă asta cu mine? Fii atent. Eu știu că am făcut poze la... Stai. Aici avem 56. N-ai loc. Ok, fii atent. Eu mi-am dus că am făcut poze, stai puțin, că uite acum. Verificăm imediat că... Ce vorbești? Nu e... Avem așa. Dacă sunt undeva pe aici. Zece pe ăsta rotund. 13 hexagonul și atât. Știi? 10, 13. Astea au fost cifrele. Acum nu știu. La două nu am făcut poze. La care nu am făcut poze? Nu am făcut poze lui. Am că le fac poze la toate. 5. Ok. Ok, stai un puțin. Ai dreptate, scuze voi, ai dreptate. Ai dreptate, sunt bău, la faza asta chiar. Pe bune, aveam senzația, trăiam cu senzația că l-am făcut. La două n-am făcut poze. Jesus. Deci n-am făcut poze la 25. Avem 25 pe ăsta, trebuie să-l pun pe ăsta mic la loc, că n-am loc în inventar. Și... Asta nu l-am făcut poza, parcă. Da. Trei șopt. Plus 5, plus 13, egal 51. Asta ți se pare mai greu Warzone decât Apex Legend? Mie mi se pare invers. Apex Legend mai greu decât Warzone. Le socotești, să-ți dea 43. Ți-am spus, mai sunt două. Da, ai avut dreptate, domnul Juan. Da, ai avut dreptate, am zis. Păi stai puțin, cum adică cifra după perete egal
cifra după tablou. Păi, dar nu ai cum. Ai 68 cu... cu... stai puțin, ce... ce aveam aici? Nu știu. Viada. Rombul era 38. Și aici ai 38 plus 13 egal 51. Și ai... Pertele ăsta e pătrat. Este un întrebări cerc. Pătrat. Un întrebări și cerc. Salut, Fubar. I'm carrying too much already. Da, stai că nu văd din cauza că... Și aici cum era? Ce aveam? 25 30 Nu dau seama. Au scas cifra din perete cu aia din tablou. Asta zic, că de altfel nu are cum, poate de-a scăzut, să zici, poza de pe noptieră. Am înțeles, da, am uitat complet, bă, asta. Cosmin Zaharie. Mulțam, am uitat complet, m-am uitat la poza asta cu 3000 de ani. Deci scazi sau aduni? Poți să scazi sau poți să aduni? La final tot mori. Da. Și atunci eu trebuie să le... Hai să-mi bag picioare, da. Să scazi sau să adun ca să... Și avem așa. Pe spatele aici avem 5 și 5. Aici aveam stai puțin. Era romb, nu? Romb. Unde? O să-l iau? No. I'm carrying too much already. Și aici aveam cu 5, am zis 43. Bun. 25 cu 4. Nu mai știu, trebuie să le scriu asta. Că nu le țin minte. La ce m-am uitat acum? Pătrat, 25. Și... ...13.
Ce tablouri mai am? Ăsta aici avem 56 și mai am vreunul? Nu, doar ăsta. 56, apoi avem 5. 5. Stai puțin că a venit băiatul ăsta din nou. A venit naked. Stai, stai că să-mi dau din greșeală că e haos. Am te la șters pe romb așa, mă, da. Mulțumim, domnul. Romb cu cerc. Romb cu cerc, zici? Ideea e să adun să... mă rog. Romb cu cerc. Să-mi întrebări cu pătrat. Și mai stau să calculez dacă e, te cred pe cuvânt. Așa zici. Bun. Și se schimbă ceva? A venit doamna din nou. Nu, s-a deschis ceva? Ceata zineche, da. Ideea așa. Plus sau minus? Pătrat nu era 10, mă, frate. Nu știu cât era pătrat, stai să nu uită la poze. Plus sau minus să-ți dea 43. Asta a zis voi. Nu? Și pătratul era 25. Bine. Și se întâmplă ceva sau care e treaba? Deci noi am fi bine acum. Romb peste, rombul era peste cerc, cercul era, rombul cât era, cât e asta, 56. 56 și în poză rombul era, cât era rombul în poză, fine, 10 parcă, nu? Sau 13, dar nu mai știu cât era. 38, da. Și are
Mamă, pe aici nu e bine. 43 trebuie să rezulte. Și ai, cât am zis? Stai, frate, că trebuie să le luăm pe. Deci ăla, celălalt e bine, da? Hai să le luăm așa. Unul din ele nu e bine. Ăsta era 68 și aici trebuie copilul. Cât am zis că le uit. Aici trebuie copilul, asta ziceți. Nu? Pentru că pentru că în poze rombul era 38 și copilul e 5, adică 43. Copilașul, vin încoace. Bam. Și ne ducem copilașul aici. Asta doar fi bine acum. Ăsta vine aici. Și aici rombul era. Rombul era, cât era rombul? Nu rombul ăsta, ce e, pătratul. Pătratul, quadriceps. Pătratul era 25. Și aici trebuie să scad. 25 din 56. Stai, și ăsta ce? Rombul era? 20. E mult undeva. Deci, o luăm așa. Așa. Ăsta are 33. 10. Unde era 10, mă? 10 era la... 10 era la... Petru, Petru, mulțumim de abonare. 10 era la... Rom... unde era 10? Hai să-mi bag. Trebuie să dau toate pozele astea înapoi. Stai mă puțin că le facem, avem mai... A, cercul era 10. Cercul era 10. Deci cercul nu, stai frate că ne-am amestecat, să-mi bag cele. Da, 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 eu sunt Petru, eu sunt. Rombul pe pătrat. Ce bine era dacă aveam și eu niște loc în inventar. E, sunt posibile mai multe combinații, asta e ideea. Pune rombul pe pătrat. Asta ai zis, să pun un romb pe pătrat? Nici măcar nu mă mai sperie asta. Scuze-mă, doamna, puțin. Moșu, adică pe cerc.
Ce se plimbă asta? Da, mă, nu mai înțeleg nimic. Ne rompu pe pătrat. Cela cu 68 pe cerc. Și cerc unde-l pun? Este vorba de ordinea în care le așezi în formele de perete? Formele sunt bune? Trebuie să pui fiecare tablou la format pe perete, dar pe rând. Femeia, apoi copilul, tu vorbești serios? Oficial, serios, ai văzut asta undeva? Petru, m-au gonit, bro. Eu l-am zis. Eu l-am zis să mă accepte și pe mine, dar m-au gonit. Și n-am, atât s-a putut. Alexandru, mulți ani de abonare. O facem și pe asta, dar n-am cum să țin, trebuie să, n-am cum să țin toate tablourile ca să le pun în forma asta pe perete. Deci decât dacă mă duc și duc casetele astea și scap de ele la safe, care nu mai știu unde e safe, mă întorc la tablouri imediat. Nu mai, încerc așa, romb, cerc, pătrat. Zbenga. Maria Mirabela, doi crin cu ochi de povești. Safe. Păstrează. Du-te. Cealaltă casetă, unde ești? Nu mai avem o casetă? De ce vrei tu să... 5 din 8. Păi știi la ce putem să renunțăm? La lopată, nu? Mă gândeam. Putem să renunțăm la lopată, la altceva n-ar fi vrut să renunțe nici picat cu ceara. Te-ai deschis o sticlă de vin? La ora asta, pe bune? Adică, acum începi? Păi până acum ce ai făcut, Uri? Ce ai făcut, mă, tată, până acum? Păi până acum... Păhărel? Adevărul că... Aș... Cum să zic în engleză, fuma o țigară. Smoke a cigarette? Cigarette? În greacă aș fi vrut să zic, da? Nu știu greacă. Deci fiți atenți. Că sunt mai multe, oficial zice așa. Trebuie să pui fiecare tablou la formă după perete, dar pe rând. Bărbatul, femeia, apoi copilul. E un bunic, o bunică, un tată și un copil. Care bărbatul, femeia? Mergem pe ce zice Don Juan. Încearcă așa. Le-l pot lua pe toate acum, fii atent. O facem așa, că m-a zăpăcit de cap. Adică spun sincer că sunt pierdut în mine. Ah, statuia asta din când în când mă mai sperie așa ușor. Mai sare inima ușurel așa. Și avem așa, încerc așa. Cerc, romb, gata. Romb pătărat. Cerc, romb. Cerc, romb, romb pătrat. Asta era bine. Cerc, romb, 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 romb pătrat. Unii e mers, așa, romb pătrat. Hexagon, nu e, e octa? Cerc. Ok.
și... Da, știu, am încercat astea, să-mi dea 43, nu-mi iese la ora asta. Sawyer. E grea matematica, nu neapărat, trebuie să le... să știi ce, unde, când e, știi? Adică trebuie să știi numele de pe poze și în funcție de numele de pe poze să reții, asta nu e foarte greu, dar la ora asta... să iau numărul de pe tablou și numărul din poză, să scazi, să aduni, știi? Nu mai pot, nu mai pot, Raicu, Răzvan, nu mai pot. Du-te la tablou, romp hexagon, le-am pus să mor dacă nu le-am pus. Deci jur că le-am pus, nu mai pot să le mai iau încă o dată. Mi se pare că arată foarte bine așa, cum sunt. Le dau cu poza. Trebuie să fumez o țigară, exact cum zice Urzi. Uri. Salut, Ștefan, salut. Ionuț, copilul, primul, femeia, a doua, bătrâna și bărbatul. Asta tu zici că e cu ordine. Facem-o și asta. Hai să-l servim și pe Ionuț. Ionuț, fii atent. Deci, le-au, da? Fii atent. Te servesc calmea, după care am dus să fumez țigară. Un minut. Și mă întorc. Și facem asta. Mâine. Mă zic sigur. Iau, fac poze pe telefon. Le scriu pe foaie. Rombul e atâta, umbra de la pătrat e atâta. Se trag linii și îl facem dacă nu realizăm acum această copilul primul. Asta respectând formele, da? Copilul. E pătrat copilul. Le-am luat pe toate? Că nu mai știu dacă le-am luat pe toate. Le-am luat pe toate. Bun. Copilul primul. The child first. Copilul. Unde ești, Ionuț? Unde ai fugit? Așa. Femeia a doua. Adică bunica. Femeia era romb. Da. Fii atent aici. Romb. Da. După care avem așa. Bătrâna și bărbatul. Cum adică bătrâna și bărbatul? Pe bune? Că mai am așa doar tatăl și bunicul. Deci măcar nu pot, că nu mai am varianta asta. Chiar mai am bătrânea și bărbat. Deci... A, bine, a venit Răzvan, frumos, Raicu, frumos. Fii atent, deci fii atent, a zis. Deci dacă a zis fii atent, suntem atenți. Da, cerc pe cerc, pătrat pe pătrat, romb pe romb, romb pe exact. Aha, cerc pe cerc, fii atent. Bam. Cerc pe cerc, imediat. Fii atent. Zang. Servit. Pătrat pe pătrat, servit. Și avem romb pe hexagon. Unde? Aici. Da. Servit. Și acum țineți-vă bine. Puneți-vă alea. Puneți-vă alea pe voi. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Mă duc să fumez zigare și după aia facem și asta. Trebuie să le scurbă foaia, am zis. Arici, a venit Arici cu altă combinație. Să mai am ce are de... Ideea e să-ți iasă 43. Asta e clar. Dacă vouă va ieși 43, o facem pe aia. Romb din Arici a venit din spate. A dat toată lumea la o parte. A zis liniște, liniște, că a venit Arici. Bam, bine dat. Și el zice așa. Hai, toată lumea liniște, stai jos, 4, toată lumea la matematică. Păi da, dar stați că eu nu m-am pregătit, dar eu știți, mi-am mâncat câinele caietul de teme, vrăjeală ieftină.
Ariciu știe că nu merge combinația asta. Statuia nici nu mă mai sperie. Deja e prietena mea, statuia. Ariciu știe că e vrăjea leftin, zice, stai jos, nu treci anul ăsta, nu treci la matematică. Bun. Și zice așa, romb pe rotund. Înțelegi? Pac. Servit. Nu mai știu cât avea rombul, nu mai știu cât avea rotundul. Nu contează. Dacă Ariciu a zis, a zis, frate. Bam, romb pe rotund. S-a plecat cu romb pe rotund, pătrat pe pătrat. Aici se merge pe corect. După care, hexagon pe hexagon, fii atent aici. Bam. Zang. Cerc pe romb. Pregătiți-vă. Nu vă uitați la ecran dacă aveți probleme. Aoleu, Ariciule, și te-am ridicat. Eu eram gata să-ți fac statuie. A, să mă uit pe gaură. Scuze, Ariciu, stai că îmi iau aia înapoi. Fii atent că îmi iau aia înapoi. Avem un gândac în plus acum. A apărut un gândac. Robert. Demon, uite pe gaură. Clar ne-am dus, zice Dani. Răzlat. Dacă nu merge, înseamnă că nu ai făcut poze la toate alea după perete. Și un tras, băi, pe bune că le-am. Ia, stați așa, că acum chiar ne spune. Asta chiar e o personal, că fotografie e viața mea. Eu așa mă știu. Dar în fine, fii atent. Tatuie, ajută-mă și tu, stai acolo și toți. În fine, fii atent. Da? Ia-mi de aici. Aparat foto, ridicat. Da, ai dreptate, bă, gamea și cealaltă, nu cred. Nu cred, bă. Nu cred. Paul, trebuie să mă să fumez. Îmi cer scuze. Hai de cap, îmi cer. Mamă, mamă. Le făceam degeaba, fraților. Le făceam degeaba. Deci cred că a avut dreptate toată lumea. Dar degeaba. Dacă nu le faci poze la toate, eu având senzația că le-am... În fine, mă duc să fumez țigare. Nu mai... Deci, jur că 10, eu am mai avut 10. Jur că le-am făcut poze la toate. Fii atent, fii atent că acum faci așa la toate. Acum stai, stai puțin. Că nu e, nu sunt eu de vină. E jocul, fii atent. Și oricum, n-aveam cum să fumez. Că dacă am țigările aici, chiar degeaba m-am dus jos. Deci, nu e. Am înțeles. Deci trebuie de fapt să faci pozele astea înainte la toate. Ce de... ...13. Deci nu sunt eu de vină. Ce-a făcut asta? N-a ieșit sau care e treaba? 38 ăsta n-a ieșit, trebuia să-l ții mai mult. Bun, și care era ordinea? Deci... deci n-am fost eu de vină. Acum vine să dublez pe asta de aici, că n-a ieșit așa bine. Care n-a ieșit bine? Nu mai știu, sunt obosit. Asta cred că n-a ieșit bine. Le dublez pe toate. Deci acum le punem pătrat pe hexagon, gata.
pătrat pe hexagon. Bam. Una bucată pătrat pe hexagon. Bam. Pune-l pe perete, nu știu. Pune-l pe perete, fă-i ceva. Pătrat pe hexagon, da? Romp. Statuia e aici. Romp. Cerc. Hexagon pătrat. Mergem aici. Ne uităm pe gă. Alin, zi tu Alin. Zi-mi care e. Eu înțeleg că e simplu. Fii atent, că până mă duc eu să fumez zigară. Facem așa. Așa. Deci rombul e 38. Da? Rombul e 38. Hexagon 13, 25 pătrat, 10 cerc. Și tablourile. Ați notat cineva? Pe spate tablourilor. Băsita pe asta aceeași chestie. 68, bunicu. Da? Tatăl 33, dacă nu greșesc. Bunica 50 și ceva. 58? 56? Copilul 5 ani. Mă duc să fumez zigară. Și cred că... Dar poți să iasă, Răzvan, poți să fie mai multe variante. Roxana, îți mulțumesc mult, asta o să fac, dar mă duc să fumez zigare, că altfel chiar nu mai. Nu mai. Da? Deci nu mai. Mulțumim. Mă întorc și ei au exact ordinea care există scrisă. Dacă nu, live-ul ăsta... Mă duc să fumez, că vreau să prostii. Aberez. Mă întorc.
Nu cred. Cum? Cum? Nu-mi spune, nu-mi spune că nu primește. Zice în conținut video pentru a asigura. Cum? Performance? Ok. Nu-mi faci asta. Eroare, YouTube nu primește? What? Bun. Merge. Merge. Bun, dacă mă aud. Ah, ok, bun. Păi, ce a fost asta, mă? Băi, am crezut că părăsesc ăsta, așa, în halul ăsta. Nebuneam dacă mai puneam stream-ul odată, jur. Îmi spunea că YouTube nu primește suficient conținut video. O secundă să verific o treabă. Am zis că vă părăsesc așa urât. Jur că îl mai puneam odată, doar ca să zic la revedere, îl fac eu mâine, ne vedem mâine. Jur că îl puneam încă o dată. Și era un stream, erau trei streamuri în seara asta. Patru, că a mai fost unul scurt. Doar ca să vă zic, bă, na, că așa nu poți să pleci pur și simplu, știi? Aiure. Zici și tu un papa, la revedere, ceva. N-am nicio problemă. Tot asta a făcut treaba asta YouTube. Bun. Bun. Deci, ce spuneam? Asta cu problema tehnică. Bun, s-a rezolvat. Văd că merge. Ok. Roxana părea că știe ce spune pentru că era așa, bun. Spune așa, încep de la scară, cerc pătrat. Acum sunt, mă gândeam, sunt la fel de obosit, dar mai că am fumat. Adică, știi, gen Eugen, eu, gen at yahoo.com. Bun, încep de la scară, zice Roxana. Cerc pătrat, hexagonul față în față cu cercul. Asta e, hai că o luăm așa ușor. O luăm ușor. Încep de la scară. Pas cu pas. E obosit și dau rateori. Încep de la cerc. Asta, de la scară, ai zis. Cerc. Pătrat. Hexagonul față în față cu cercul. Și la semnul întrebării pui romb. Deci aici pun cerc. (Gântu-i)
Nu, nu arici. Îl fac dacă e, adică nu mă mai uit și eu la un clip de 12 minute. Aveți temă pentru acasă până se întoarce. Tablou, hexagon, vine pe cerc. Roxana, încerc să înțeleg ce ai vrut tu să zici aici și probabil e foarte clar, dar... N-aș mai face poze, că le-am făcut odată. Știi? Dar mai fac încă o dată poze. 10, îl cunoaștem. 10 la cerc. Dar mai fac o dată, că poate... Ideea generală, știu că e trebuie să iasă 43. 25 la pătrat. O luăm așa. Nu face asta. Am senzația că încurc ăsta. Fiți atenți cum o facem. Fiți atenți că am o strategie, n-avem cum să greșim cu asta. O jur. Ce... Nu. Fiți atenți. Da? Le-am făcut poze. Deci avem așa. Și acum, împreună cu voi. Dacă e să greșim, greșim împreună. Fiți atenți. Nu mai merge jocul, e blocat. Să ne încrede. În femeie nu e adevărat. Eu mă gândeam că... A, sper să se uite că am greșit atunci. La scară, faci poză, pui cerc. La cerc. Ok, fii atent. Cerc la cerc. Bam. Bam. După aia merg la pătrat până hexagon. Bam. La hexagon pui romb. Și acum ultimul. Doamne ajută. Mai pune pozele o dată? Cosmin, a venit Cosmin. Cosmin, fii atent la poze. Am nevoie de un pic de ajutor aici. Fiți atenți cum facem. Bravo, bravo Roxana. Bravo Roxana. Bravo Roxana, super tare. Ăsta e, mă. Ăsta e, mă, bravo. Bine, mă. Bine, Roxana. Deci, trebuie să se retrage aia cu să n-ai încredere în femei. Că nu e. Acum, vă zic sincer, că aș mai sta. Dar mie să nu vă creați o părere greșită despre mine. Și atunci, cred că o să continui mâine. Și luăm exact de aici. Dacă vreți să călătorim împreună în această demență de joc, care e foarte mișto și nu e de vină jocul, nici voi nu sunteți de vină. Chiar sunteți foarte mișto. Chiar la modul pe bune. Mi se pare foarte șmecher. Chat-ul și toată lumea implicată aici în chat. Șmecher, șmecher. Dar lucrează și ora, ceasul, noaptea, întunericul, știi? Mulțumim oricum încă o dată. Bine echipa, ți-s Roxana, adevărat.
Marian, aleluia, adevărat, pe bune, deci nici nu pot să spun că m-am bucurat. Eu a ta vă întreb, mai intrăm și pe ușa asta sau o lăsăm aici? Vă întreb. Fii atent că, na, cu YouTube-ul mai nou, pentru că punem o întrebare. Nu, nu e așa, Marian. Am pus sondajul și asta înseamnă așa. Că putem să intrăm pe ușă, dar să vedem ce e acolo. Sau putem să lăsăm treaba asta mâine și continuăm. Pentru că gândiți-vă așa. 84%. Gândiți-vă, înainte să votați, gândiți-vă așa. Dacă intrăm pe ușă și e ceva super interesant și ne oprim acolo, e mai nasol. Așa măcar știm, bă, n-am intrat. Cine știe ce-o fi? Și ne imaginăm. Înțelegeți ce spun? Am 85%, 86%. Nu fac nimic, că trebuie să stăm. Vă poză la ușă primat. Păi, dar nu se termină așa, Marian. Nu te gândi că intrăm pe ușă și o să fie alt mister. Și alt mister, și alt mister, și... Am votat pentru binele tău. Fii atent, că rămânem cu 84% acum, în momentul ăsta. Eu zic să vă mai gândiți. Pentru că dacă intrăm pe ușă și e ceva wow, o să vreți să mergem mai departe. Și e deja 3:30 și mâine, cum să zic, mai e și mâine o zi. În engleză, tomorrow is another day. Fake man. Nu știu la ce oră, că nu vreau să fac neapărat mâine, dar mi se pare șmecher jocul. Și dacă veniți și voi în echipă așa, mi se pare că ne descurcăm. Aici a fost kicks un pic. Dar cred că e și ora. Puteam pur și simplu să le punem pe o foaie, dar n-am făcut asta. Dar o să-mi iau o foaie și un pic data viitoare, că e mai simplu. Marius, mie îmi convine, sunt în Anglia, abia 1:32, te cred. La noi e 3:30. Aș face undeva seara, pe la un 8, dacă nu-i prea târziu, pentru voi. Oricum, 85%, opresc votul, 15% au zis nu. Intrăm. Hai să fac poze la ușă, da? I-am tras două poze HD. La Robert e 2:33. E bine. Băi, la ora 8, hai să o lăsăm așa, la ora 8. Dacă e oricum anunț pe Discord cu statuia cu rămâne chiar. Mă mir că nu e aici. Hai să zicem așa, mâine la ora 8. Dacă apare ceva, anunț pe Discord, în chat la cafea, strig, urlu. Uite că a venit și Naked. Și el a vrut să vadă ce e după ușă. Naked, want to find love, we will help. Și el a vrut. Dar problema e că noi nu vrem. Eu îmi cer scuze pentru greșeala mea, dar nu știam că diferă de la jucător la jucător. Arici, no problem. No problem, bro. Știi cum e? Lejer. Oare, mă. Ai ceva în dreapta. Stânga. Mamă, Gabriel. Gabriel. Gabriel, mulțumesc pentru abonare. O brichetă? Aole, avem nevoie de o brichetă, e grav atunci.
Ok. Naked Eye, fratele lui, Lovecat. Te pup, te pup, noapte bună. Uri. Să fie Naked după ușa. Bun, intrăm pe ușă. Și avem doar ușa, nu cred că am uitat, nu cred că mi-a scăpat nimic. Hai mă. Am înțeles de ce am nevoie de bricheta. Ați vrut voi după ușa. Ta. There are handprints. Am văzut, am văzut. The handprints stopped. Bravo, bă, hai să-mi dau picioare, bă! Stai puțin, frate. Mihai, Mihai, Vlad, mulțumim de abonare, da. Pe bune. Vine jumpscare. Ok, hai să mă pregătesc, sufletește. Facem jumpscare-ul ăsta. Gabriel, tăi, e chill. Mă bucur că ai venit aici, că te-ai alăturat. Doar că nu s-o obișnuit. Trebuie să schimb sunetul la abonări, ce puțin pe jocuri de genul ăsta, că nu ajută deloc. Da, da, Marian, exact, trebuie să-l schimb, frate, că nu e. De volumul la maxim pune aici de pe coridorul ăsta. Jesus. Robert, pe bune. Ah, fuck. Jur că sunt. E prea târziu, bă, e prea târziu pentru chestii de genul ăsta. Aici am venit și e doamna. Să-mi fac cele. A treia oară nu m-am mai sperit, n-are cum. Că deja știu că ești aici. Și nu. Jesus. Jesus. E în spate, Gagica, știu. Nu trebuie să zici. Salut, Alex. Spate? Știu că e acolo. Na. Bravo, bă, nene, bă, cea mai bună decizie luată pe anul ăsta, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să fie casa acasă, să fie masa amasă. Miau, miau, miau. Cerev, eu? Mulțumim de abonare. Aici n-am fost. Aici e punctul ăla în care nu trebuie să... Trebuie să te focusezi neapărat, trebuie să fii liniștit. E, știi că e cu tine aici, deci n-are rost să te panichezi, că na, n-ai cum să te sperii de ce știi. Te sperii de necunoscut. Oh. Dreaptă. Dreapta. Așa. Bun. De ce m-am dus aici? Ăsta e labirintul ăla. Ai, să-mi bag cele. Deci am descoperit că după ușa roșie
Era labirintul. Stai-ți voce. Robert zice așa. Aici e labirint. Ăsta e lung rău. Cel mai bine o să o lași pe mâine. Da, voi ați văzut să intru după ușă. Cred că știați că e labirint. Și că n-ai cum să termin. Bravo, bă, nene, bă, cea mai bună decizie luată pe anul ăsta. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să fie casa acasă, să fie masa masă. Miau, miau. Bă, trebuie să-mi pun din ăla de puls, cam. Să-l pun pe monitor, dar jur că mă înțeapă. Mă înțeapă aici. Jur. Oare pot să mă mai întorc înapoi? Oare? Mai știu cum am venit aici? Față. Ok. Băi, du-te mă, n-ai cum. Bun. Aici. Doamne ferește mă. Da. Am reușit. Întorc la ușa roșie. Și mâine o luăm de aici. Mă rog, nu mai e o ușă. Bun. Bun. Am reușit să mă întorc. Nu cred. Deja vine să-mi dau medalie, să-mi bag gel. Așa. Bun. Cu exact cum zice Robert. Alin, mulțam, mulțam că mulțam de abonare, Mirel, mulțam de abonare. Facem așa. Oprește alerta aia, nu, din păcate o am pusă pe același canal cu jocul. Știi? Și atunci dacă tai alerta, tai și sunetul din joc. Și uite ce liniște e. După ce termin live-ul, luăm amândoi un extraveral adevărat. Marius. Mihai zice, privește partea bună. Să putea și mai rău. De să joci iar. Doamne ferește. Doamne ferește. Să fie casă, casă și fantoma tot în casă. Adevărat, zice Robert. Mișto. Mare bă. Bun. Facem așa. Pentru că este cât este ceasul. Mâine, în principiu. Mă strigă, bă. Mă strigă. E cu mine în labirint, doamna. Băi, jocul e... E wow, adică e... unul dintre cel mai intense jocuri de groază. Adică așa mi se pare mie. Din ce am jucat. Și am jucat... genul ăsta. Dar... sunetul e... În fine... Salut, mă uit la tine din mașină spre România. Vorba frizerului zice noapte bună, Costi, noapte bună, chat. Bun, facem așa. Am zis, mâine la 8 seara pornesc live-ul și o luăm exact din punctul ăsta de la început, de lângă ușă cumva. De aici, din punctul ăsta, că s-a obosit deja, brez. Pentru că e târziu. Și continuăm. Dacă vreți,
să veniți pe zonă mâine 8 seara, continuăm povestea de aici. Și dacă apar probleme, ceva și nu pot să mă achit de promisiune, dau țip în chat, în Discord, în Discordul din descriere, în chat la cafea, dau un semn de viață, zic, băi, sunt pe zonă, băi, nu mai pot sau mi-a căzut pianul, s-a rupt piciorul de la pian, știi, vrăjeală ieftină că n-am pian, dar zic așa că pot să bag o din asta, dar ideea e că mâine la 8 o lăsăm așa dacă vreți să veniți pe zonă. Mie mi-a plăcut foarte mult cu voi, sper că v-a plăcut și vouă cu mine, chiar dacă ne-am împiedicat acolo un pic la partea cu tablourile, dar nici voi nu m-ați ajutat, dar nici eu nu m-am ajutat, deci e reciproc, că cumva ca o echipă am funcționat, au fost momente frumoase, momente prin care am trecut mai greu, dar în fine, în această idee, mâine, La ora, mi-a schimbat, vreau să bag ecou. Gata, s-a rezolvat. Mâine, la ora 8, încă așa închei fiecare stream, în afară de cel dinainte, că na, nu vreau să fie două streamuri, vreau să fie unul singur în seara asta. Iar m-a strigat doamna. Vreau să închei cu ecou, pentru că e semnătura mea, cum ar veni, și am mai zis de ce închei cu semnătura asta, pentru că dacă cineva o să mă copieze, o să dau un judecată, spre să fie din America, și să câștig o grămadă de bani pe chestia asta. Așa îmi imaginez eu. Dă unul la pauză, 1-0 la final, exact. Mamă, Robert, pe bune? Deci o dai... Am avut și eu nopți de genul ăsta. Cu... plecat direct la filmare. A fost greu. Păi, spor la treabă. Așa cum o să fie. Că mâine o să fie un pic rupt. Dar să nu mă înjuri, atât. Să zici, bă, a meritat. Deci tu puteai să vezi live-ul mâine, să-l continui de unde l-ai lăsat. Dar oricum am apreciat că ai fost aici, pentru că m-ai ajutat de foarte multe ori. Și voi m-ați ajutat de foarte multe ori. V-am zis, mi-a plăcut foarte mult despre voi. Și sper că și vouă v-a plăcut despre mine. Acestea fiind spuse, așa rămâne. Noapte bună, all. Dacă aveți treabă mâine, spor în tot ce vă propuneți, tot ce aveți de făcut. Și ne vedem la 8, dacă puteți, dacă nu, cedează ceva în voi, cum o să fie Robert rupt Manes. Deci, dacă puteți, ne vedem mâine. Până atunci o să scriu și noapte bună frumos aici în chat. Bună. Și repet, ne vedem Manes. Deși nu-mi propusem să fac live și mâine, dar aș vrea să-l fac pentru că mi se pare foarte mișto povestea și mi s-a părut foarte drăguț așa cu voi aici să parcurgem asta. Solo, niciodată n-aș fi băgat chestia asta. Am zis, noapte bună, ne vedem Manes, 8, 8.